Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre mulțimi infinite. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara, care ne vor însoți în această prezentare. Andrei și Sara își propun să scrie prin enumerare elementele mulțimii. Mulțimea A, formată cu elementele n, unde n este număr natural cu n mai mare sau egal cu 5. Deci mulțimea A va conține elementele 5, 6, 7, 8 și așa mai departe. Oare câte elemente are mulțimea A? Se pot scrie toate aceste elemente? Să ne aducem aminte faptul că mulțimile finite conțin un număr finit, un număr limitat de elemente. De exemplu, mulțimea manualelor din ghiozdan sau mulțimea cifrelor 0, 1, 2 până la 9 sau mulțimea divizorilor unui număr natural dat. Ce înseamnă mulțimile infinite? Sunt mulțimile care nu au un număr finit de elemente. Deci au un număr infinit de elemente. Acestea se numesc mulțimi infinite. Ca exemple, mulțimea punctelor de pe o dreaptă sau mulțimea punctelor dintr-un plan, mulțimea dreptelor dintr-un plan. Mulțimea numerelor naturale. Noi știm că șirul numerelor naturale este format din numerele 0, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Nu putem să le enumerăm niciodată toate numerele naturale. De ce? Pentru că dacă n este un număr natural, vom avea succesorul lui n plus 1, da? Îl avem pe 105 plus 1, 106 plus 1, 107 și așa mai departe. Nu vom reuși niciodată să le enumerăm toate numerele naturale. E, această mulțime a numerelor naturale o notăm cu n mare și va fi formată din numerele 0, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Mulțimea numerelor naturale nenule este n notată cu steluță și nu-l conține pe 0, deci sunt toate numerele naturale fără 0, deci 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Aceste două mulțimi a numerelor naturale, a numerelor naturale nenule, sunt exemple de mulțimi infinite, care conțin o infinitate de elemente. Mulțimea multiplilor unui număr natural. Să considerăm n un număr natural nenul oarecare și notăm cu e mare indice n mulțimea tuturor multiplilor numărului n. O aplicație să scrie mulțimea multiplilor numărului natural 7. Asta înseamnă mulțimea multiplilor lui 7, că este egal cu 0, 7, 14, 21, 28 și așa mai departe. Am văzut că este vorba despre o mulțime infinită. Dar mulțimea multiplilor lui 13 egal cu 0, 13 ori 1, 13, 13 ori 2, 26, 13 ori 3, 39 și așa mai departe. Puteți să dați și alte exemple de mulțimi infinite? O altă aplicație, să scrie mulțimea A, care conține elementele x, numere naturale nenule, unde x este multiplu de 2 și este și multiplu de 3, și satisface această dublă inegalitate. Deci, am văzut că x aparține mulțimii multiplilor lui 3. Mulțimea multiplilor lui 3 este formată din numerele 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 și așa mai departe. Dar în același timp,
X-ul este și multiplu al lui 2. Deci X aparține multiplilor lui 2. Deci în final înseamnă că X va aparține mulțimii formate din elementele 0, 6, deci multiplii lui 3 care se divizi cu 2. 12, deci e vorba de numerele pare. 0, 6, 12, 18 și așa mai departe. În același timp, x-ul trebuie să satisfacă această dublă inecuație, să o scriem. Deci 11 mai mic sau egal cu 3x minus 4, mai mic decât 50. Să adunăm pe 4 în fiecare membru al inegalității. 11 plus 4 ne dă 15, mai mic sau egal cu 3x, minus 4 plus 4 se reduc, mai mic decât 50 plus 4 este 54. Dar vrem să-l aflăm pe x, avem 3 înmulțit cu x, deci haide să împărțim cu 3 fiecare membru. 15 împărțit la 3 este 5, mai mic sau egal 3x împărțit la 3 este x, mai mic decât 54 împărțit cu 3 ne dă 18. Deci numerele naturale nenule cuprinse între 5 și 18, inclusiv 5-ul, vom avea 5, 6, 7 și așa mai departe până la 18. Dar în același timp am văzut că x-ul aparține multiplilor lui 6, de fapt, de 0, 6, 12, 18. Deci, în final, x va aparține, elementele comune din această mulțime sunt 6 și 12, este undeva între 7 și 18. Deci x aparține mulțimii formate cu elementele 6 și 12. Deci mulțimea A este formată din elementele 6 și 12. Vă propunem spre rezolvare următorul exercițiu. Dacă mulțimea M indice N reprezintă mulțimea multiplilor numărului natural N, să scrieți, enumerând elementele mulțimilor următoare, A, B, C, date mai jos. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor, iar eu vă mulțumesc pentru atenție. Spor la rezolvarea exercițiilor.